Unul partidă de pescuit. Stau circa 2 ore. O oră voi da la roșioară și o oră voi da la săbioară. Cu 2 bețe. Vreau să văd cam cât pește rețin. Peștele voi da unui om din dreapta mea, unui pensionar. I-am dat și data trecută, îi voi da și acum. Nu mă interesează în afară de săbioară. Voi încerca să vedem cât pește voi da în 2 ore. Foarte cald, din cauza asta nici nu stau mult. Pe unde ți-am fier de 10, pe unde ți-am fier de 12. Vedem. Acesta este mumela pe care o 2-3 bulgări și cocoroș. Cam asta ar fi tot. Tu știi ce o faci, Maricaia? Da. E ușor. Păcând eu dacă nu știu ce o fac. Cum să nu știi să o faceți? Este foarte ușor de făcut. Foarte ușor. Nu v-ați uitat cum am făcut-o? Da, dacă stai lângă mine, bineînțeles că o faci. Dar e ușor, uite, vă dau, vreți mămăligă, vă dau. Gata. Vedeți că e moale. Ați văzut la ce mămăligă dau eu? Ei, voi da niște mămăligă, nu mă scapă. I-am dat o mână de mâncare. Foarte bine răspunde. Trage. Imediat. Imediat. Am dat domnului din dreapta mea o bucată de mămăligă. Am mai văzut la pește. I-am mai dat pește. Îl voi da și pe ăsta de astăzi. Vedem. După așa ceva am venit. Exact după așa ceva. Sibiora. Frumoasă, frumoasă foc. Suntem 3 pescari pe baltă. Mai mult. Mi-a dat niște
Iar o să vină lângă mine să spună că nu dau cu cocoloșul ăsta, că e prea moale. În fine. Ca și data trecută, uitați-vă și dumneavoastră. Deci, pe toată balta aceasta, toată balta așa, e o întindere foarte mare. E vorba de educație, tată, da? Uite cât e balta de mare, uite-te și tu. Cu ochii după fac niște valuri foarte mari. Cât e ceasul? Te rog frumos, spune. Te-ai uitat? Te rog eu frumos. No, mai mult de 2 ore nu. I-am promis soției. La 5 am plecat. Vedem. Mă credeți sau nu? 1. Trage foarte bine. A, nu m-am uitat. Nu până tu. Da, n-a părut floarea ca bani din Plagara de Nord. Dar nici poți n-am fost acolo. Ce-ați spus, da? Băia cu mine, si, da? I-am dat un moment în care scoate un nor. Ne dăm încă o dată. Vorbește frumos, îl reci. Nu vorbește frumos, îl reci. Vedem ce... Dar v-am spus, trage, trage bine de tot. Unul după altul trage, unul după altul, n-am văzut niciodată. Da, așa a tras mereu aici. Chiar nebunit. Da, în momentul în care am aruncat momele, zici că... A fost cineva în stânga, n-ai văzut că... A zis că n-a luat nimic. Am fine. Numai de ăștia frumoși. Numai frumuseți. Pe la frumosul la cine lua? La mămăligă. La mămăligă. Păi, altește. Ai văzut ce înseamnă mămăliga? Eu când îți spun...
Adică sunt mai răsăriți, sunt mai frumoși. Dacă dau la vierbuși, au mărunțiși mult de tot. Așa iau săbioară, auzi, stai să-ți arăt ce săbioară am luat. Roșioară, plătică, e frumos de tot. Nu cade de pac, că scade de pac, nu. Ia uite. Aruncă-l pe ăla, n-ai ce să faci cu ăla. Este ora 4 și un sfert, mai stau circa 30 de minute și voi strânge și voi pleca. Trage foarte bine, foarte bine. Bravo, frumos. Tot la mămăligă? Hai că mai stau puțin și ți îți mai dau dacă vrei. Iar a venit cu schijetul, nu mai așa m-a ținut. Omul de lângă mine e foarte supărat, domnul de lângă mine. Îmi face niște valuri, îi înjură toată ziua, îi înjură. În fine, asta e. Dom'le, e vorba și de educație aici, vrei să dai educație, uite-te și tu ce fac, vrei acum să dai educație. Nu cine să-i dai educație? Educăm acum. Asta e, să... O baltă extraordinară, întinsă, mare. În fine. În fine. Acesta este peștele luat astăzi, în jur de 2 kg, mi-a zis domnul Cărădău, și acesta este săbioara. Nu-i frumoasă săbioara? E frumoasă, da. Pentru asta am venit. Așa ceva, așa săbioară? Dar nu prea a început ea să mănânce. Nu a început, că și... E frumoasă. Pentru ea am venit. Dar ce... Ai dat cu ceva special? Nu. Nu, la mămăligă, dar e foarte, foarte pretențioasă și am luat, nu trage ca lume. Nu e. A, deasupra, așa la... Exact, și un nac foarte, o plută foarte mică din el. Poate de foarte frumos. Și roșioară n-a venit? Nu. Și aia pe deasupra, dar e mai bandit. Asta a fost totul pe ziua de astăzi. Vă doresc fiind întins, ne vedem sâmbătă.